Povestea ei de viață e importantă pentru că întotdeauna când râde, râde cu pasiune. Când plânge, plânge cu pasiune. O să-i dăm șansa să o cunoașteți, pentru că are ce vă povesti dincolo de a fi mama Deliei. La un moment dat, taică mi-a început să bea foarte mult, a bea cât bea bouă apă. Și mă gândeam la ea, dar de ce stai înjurată, bătută, de ce stai? Deci femeia trebuie să îndure. Și atunci am zis, eu niciodată nu o să stau. Nu. Ați înțeles-o acum pe mama, trăind viața asta? Ați înțeles-o? Da. Sacrificii ei l-a plătit mai târziu cu sănătatea. N-aș fi vrut. Nu, eu am fugit. Eu am fugit de acasă. Într-o zi am furat din buzunar 300 de albaștri. Păi, și ce fac atunci? Ce faci? Așa am zis, ne mărităm? Așa m-am și măritat. Delia crescuse și mă suplinea cu brio. Deci Delia a avut grijă de mine. Delia, da. Delia cred că a ținut-o de mână să meargă. Cred că primii pași cu Delia i-a făcut. Eu am făcut al doilea copil pentru că Delia începuse școala și studia foarte mult în casă. Stând la geam așa și eu nu mai mă joc și eu cu copiii afară, măcar n-am și eu un frate sau o soră. Ați fost o altfel de mamă pentru Oana. Da. Că așa nu i-ați dat nicio palmă Oanei. Da. Și că ați învățat după 90, da, lecția răbdării. Exact. Tata lui a fost cioban, avea oi, l-a educat cu biciu, da? Ce iubire! Să știi că mi-a venit ideea la un moment dat să iau un copil, să-l, de la orfelinat sau de, să-l cresc, pentru că simțeam, la un moment dat, simțeam lipsa copiilor mei. Următoarea poveste e una fantastică, numai că dacă dați search undeva, nu o să o găsiți, pentru că toată lumea se împotmolește cumva în a-i atribui întotdeauna o calitate pe care o are. A fost o mamă bună și a crescut cele două fete așa cum a știut mai bine, mai ales că o parte din viață a fost o mamă singură. Dar să știți că povestea ei de viață nu e despre a fi o mamă, ea este o interpretă. Vine de undeva. Povestea ei de viață e importantă pentru că întotdeauna când râde, râde cu pasiune. Când plânge, plânge cu pasiune. O să-i dăm șansa să o cunoașteți, pentru că are ce vă povesti dincolo de a fi mama Deliei. O cheamă Gina Matache. Da, așa este. Bine ați venit. Nu, dintotdeauna m-a chemat Matache și spun asta pentru că mi-ar fi plăcut să fie și ai mei care se mândreau cu numele lor. Numele de dinainte a fost Băjan. Și dacă ar fi trăit taică-meu, Doamne, cred că ce ar fi mai bocit acum la televizor. Ar fi bocit de ce? Pentru că cumva mai întâi a fost Delia, după aia m-a văzut și pe mine mai des pe ecran și eram sensul vieții lui, eram mândria lui, eram pupila lui. Deci... Și sigur s-ar fi mândrit în tot cartierul. Asta e fimea, așa cum am făcut eu când am văzut pe ale mele. Astea sunt ale mele. Gina, care de fapt nu este Gina, e Georgeta, acasă eram Geta. Cum să zic, de când am plecat din sânul familiei, sunt altcineva. Pentru că numele de scenă a fost Gina, la început lor li se părea străin. Mă, dar de ce așa? Păi, știi că sună mai bine decât Georgeta, e prea lung, e prea nu știu. Bun, s-a schimbat și numele de familie. Iar al doilea șoc. Bă, dar de ce? Nu știi că dacă te măriți așa e? Am schimbat numele, s-a pierdut Băjan.
S-a pierdut, Băjan. Deci dacă aș da toate straturile astea pe care le-ați pus peste dumneavoastră de-a lungul vremurilor, care au trecut, s-au adăugat, din Georgeta ați devenit Gina. Nu că ați vrut, că așa a trebuit pentru public. Așa a vrut viața. Din Băjan ați devenit Matache. Nu că ați vrut, că v-ați căsătorit. Când vă întoarceți acasă, la dumneavoastră, acolo la origini, Georgeta, în această oglindă, prima amintire din copilăria dumneavoastră, unde o purtăm? Pe prispa casei. Pe lângă cotețul câinelui. Pe lângă șira de, așa ziceam noi, șira, nu știu, gluga de coceni. Pe unde ne jucam, ne făceam culcuș împreună cu găinile, cu ce aveam pe corătăniile din curte, pe acolo mă duce, acolo mă duc. Afară cumva de casă. Afară, da. Afară de casă, de ce? Pentru că amintirile mele sunt vagi. Am plecat din casă când aveam de la țară, când aveam vreo 6 ani, ceva pe acolo. Numai mare lucru nu mi-amintesc. De ce s-a produs ruperea asta? Deci, până la 6 ani, ați fost cu părinții în această curte. Unde? În ce sat? Înainte îi spunea Bădenii Miluiți, acum îi spune Câmpeni. Deci, dacă observi, la mine totul se schimbă. Totul se schimbă. O să reținem asta, da. Că în viața noastră totul se schimbă, că e important. Da. Da. Și la 6 ani se întâmplă ceva. Au hotărât ai mei că e mai bine pentru educația noastră, noi fiind 3, să plecăm din satul ăla sărăcăcios, să ne găsim un rost, să facem școală, să trăim mai bine, să. Deci părinții noștri în sfârșit și-au dat seama că a fost greu pentru ei acolo și au zis, hai să le dăm o șansă, chiar dacă ne-o închinui noi, că erau și ei la jur de 40 de ani. Ne faceți cunoștință cu ei până să plecați din casa asta bătrânească, de acolo de la sat, cu părinții dumneavoastră și cu frații? Da. Cu ce se ocupau până să plecați? Mama a fost mai mult pe câmp. Era CAP-ul de pe atunci, rămasă cu 3 copii acolo, iar tăică-mi lucra pe orice șantier din zonă, în zona Buzăului. Venea o dată pe săptămână acasă. Eu la un moment dat, când îl vedeam pe acolo, aveam senzația că mă încurcă. Că eu eram stăpâna casei, așa fiind mai mare, eu eram stăpâna casei și când venea el la casă, vedeam eu că e cineva mai cu moț față de mine. Deci îl vedeam foarte, foarte rar. Foarte rar. Și atunci dacă venea, probabil că se ocupau și ei de ale lor, de chestiile de cuplu. Mama era grijulie, era să-i pună lui ce e mai bun, ce așa. Prea rău. Până acum pe mine mă alintai. Până acum eu eram centrul atenției. E cineva care mă încurcă pe mine. Deci un sentiment de gelozie. Da. Față de tata. Da. Și o ușoară înstrăinare. Eu știam că e cineva căruia trebuie să-i zic tată, dar nu știam exact ce înseamnă, nu știam, n-aveau timp să ne drăgălească, să ne pupe, să ne... Nu... Prioritatea era să ai ce pune pe masă atunci. Exact, exact. Mama ne lua, de exemplu, pe câmp, eu fiind cea mai mare, trebuia să am grijă de ceilalți. Ne punea o pânză, un cearșaf, în 3 pari, 4 pari, să ne țină umbră acolo. Și când vedeam cât e tarlaua de mare cu porumb, cu ce avea de săpat și se pierdea săpând în, așa și ne ardea soarele ăla, beam apa fiartă, nu era un sentiment plăcut. Chiar nu era. Și când în sfârșit ne bucuram și noi că ajungem acasă să stăm cu mama, mai venea cineva pe acolo. Nu, venea cineva căruia trebuie să-i zicem tată. Târziu ne-am... Conectat. Da. Târziu exact. Deveniți fata lui tata. Exact. Exact. A existat un moment care v-a făcut fata lui tata? Un moment de vulnerabilitate al lui? Ce v-a făcut să îl priviți cu alți ochi decât străinul din copilăria dumneavoastră? Târziu, dar
începusem să mai conștientizez. În clipa în care am plecat de acolo și am ajuns în oraș, normal că locuiam cu toții de data asta. Și mama tot ne spunea, hai că uite, dacă nu înveți, vine tata și nu știu ce. Pune mâna și fă aia că uite, vine tata și trebuie să fie gata. Și tot așa repetând, da, pas cu pas, azi îi puneam acolo, pe lângă mama, ce puneam și eu ceva pe masă, spălam o farfurie și tot îmi spunea, vezi că vine tactul și nu e bine, că ne ceartă. Și dacă nu stați cu mine, vă spun lui tactul. Și nu-l mai priveam acum nici ca pe străin, nici ca pe... Nici măcar nu ne era frică. Era un fel de respect. Respect? Da. Nu un fel, chiar era respect. Respect. Da. Și mama chiar îl respecta foarte, foarte exagerat, zic eu. Eu n-aș putea să fac ce făcea ea. Cum a fost trecerea? Cum i-ați văzut trecerea rol, adaptarea lor din țărani autentici la oraș? A fost greu? A fost ușor? Cum le-a fost? A fost teribil de greu. Pentru că ei nu puteau să-și depășească condiția. Încercau, dar nu reușeau. Adică ei tot aveau tendința să... Știi cum e, la țară umbli desculți, umbli în două, trei zdrențe pe care le porți de colo până acolo. Adică ceva, o chestie de asta și acolo încerca mama să-și pună un lucru mai... Dar era greu. Adică trebuia să rupă de la gura familiei ca să-și ia o rochie mai bună. Taică-mi la fel, să umble mai... să fie mai atent cum se îmbracă, să fie văzut altfel. Le-a fost greu. Plus că noi simțeam că lumea ne privește mai... Nici nu știu cum să spun. Aveam acel ceva care se numește complexul provincialului. Ce provincial? Că eram de-a dreptul țărani. Adică... Și mi-aduc aminte un lucru foarte, foarte dureros pentru mine. Eu le spuneam alor mei mățica și tătuțu. Că așa era la noi în sat. Când m-au auzit copiii de că spuneam mățica și tătuțu, mă luau în râs. Dar ce înseamnă asta? Mama și tata. Ah. Așa era la noi în sat, așa se spunea. Matale. Nu le spuneam pe tu sau... Nu. Mamă, matale, știi că nu știu... Vorbeați în dialect. Da! E, ai mei... Până au înțeles că lucrurile se mișcă mai greu, că trebuie să treacă, îi vedeam că întreb suferă. Sincer, pe lângă suferința pe care o vedeți acasă, v-a încercat și un sentiment de rușine ba că da. Veniți de la țară? Păi îi spuneam lui mama, te rog, nu mai veni la școală. Îi spuneați asta? Îi spuneam. Nu mai veni la școală că de, râd copiii de mine și nu știu ce. Târziu mi-am dat seama ce am făcut. Și târziu. Cum e când târziu în viață realizezi ce faci cu mintea ta de copil? Când o refuzi pe mama... E dureros. E dureros, nu? Și să-ți mai spun ceva. Că de același lucru m-am lovit eu cu cea mică. Fiind la liceul la Lipati, aici veneau toți copiii de vipuri, îmbrăcați cu ștra, cu... Înțelegi ce vreau să spun? Adică toți lăutarii își trimiteau șoferul cu odrasla la școală și ieșea și mămica în blânuri. Și eu veneam dimineața cu un training pe mine sau ce aveam să las copilul la școală și să-mi continui treaba, că nu mi le făcea nimeni. La un moment dat, fiica mea mi-a spus așa, știi, noi am făcut un concurs la școală și tu ai ieșit cea mai frumoasă, dar asta pentru că erai machiată. Când mai vii cu mine, să nu mai vine machiată. Sau tu rămâi în mașină și eu cobor. Și mi-am să aminte de ce am zis eu lui mama. În clipa aia am avut așa o amintire de aia, un flash. Așa și am zis, Doamne, cred că o să se transmită mai departe și la FISA. Asta e. Știu că în casă ați rămas până la 18 ani. Trecerea asta a lor, a părinților, de la sat la oraș, i-a afectat?
atmosfera cum a fost în apartamentul ăsta strâmt, în care trăiați cu toții? Greu. Știu că ați dormit în același pat cu frații. Da, greu. Care era atmosfera în casă? Era destul de... Era ca un butoi cu pulbere. Că trebuia scânteia, știi? Și ne luam ori noi, între noi copiii, ori ei între ei. De la orice. Și dacă treceai și te atingeai cu cotul și se simțea. Era tensiune. Dar tensiunea venea din neajunsuri? Neajunsul era? Sigur că da. De aici pleca? Sigur că da. Sigur că da. Adică aveam strict cât să punem acolo pentru azi pe masă și mâine mai vedeam. Mâine ne lăsa mama, ei plecau la serviciu, ne lăsa pe masă 5 lei. Din aia 5 lei luam un pateu, țin minte că era vreo 3 lei sau nu știu cât era, și o pâine. Cu aia rămâneam pe ziua respectivă. Până venea ea la 4-5 acasă seara, atât mâncam. Și plecam la școală. Cam așa erau lucrurile. O să vă pun o întrebare pentru că vreau să leg cu ceva ce o să vină în viața dumneavoastră mai târziu. Ca să înțeleg dacă ați copiat povestea mamei. Oricât de greu a fost în familie, mama nu a plecat. Da. Familia a rămas, da, unită. Da. De ce a stat mama, oricât de greu a fost, oricât de mari au fost neajunsurile? Mama nu era foarte școlită. Nu era foarte dezinvoltă. Era foarte supusă, lucru care mie nu mi-a plăcut. Adică, la un moment dat, taică mi-a început să bea foarte mult. A bea cât bea bouă apă. Și... evident că nu mai mergeau lucrurile deloc. Ne încurcam în tot felul de neajunsuri, de... în fine. Și mă gândeam la ea, dar de ce stai? Înjurată, bătută, de ce stai? Păi, mama, la noi nu există, nu s-a pomenit cuvântul divorț niciodată. Deci femeia trebuie să îndure. Și atunci am zis, eu niciodată nu o să stau. Nu. Dar revin cu întrebarea. Ați înțeles-o acum pe mama, trăind viața asta? Ați înțeles-o? Da. Sacrificii ei l-a plătit mai târziu cu sănătate. N-aș fi vrut. Lacrimile sunt pentru ea sau sunt pentru amândouă și pentru dumneavoastră? Pentru ea. Că a plecat prea devreme. La cât a plecat? 70 și un pic și 2 și 3. A plecat prea devreme netrăind ce trebuia, da, să trăiască, da, de fapt. Da. A fost un om foarte trist. Foarte trist, da. Foarte trist. Da. Regretați palmele pe care le-a luat, vorbele rele pe care le-a luat? Ce nu a luat ea frumos de la viața asta? Cam nimic. Cam nimic. Cam nimic. E dureros. Da. Poate că s-a bucurat de noi. De reușita noastră. Dar prea târziu. Cred că foarte târziu. Nu mă așteptam. Doamne! Am avut... ăla a fost cel mai mare prag al meu, cel mai mare... M-a zguduit în temelii moartea ei. Nu mi-am imaginat-o niciodată dispărută. Eu credeam că mamele trebuie să trăiască veșnic. În fine,
Vedeți ce greu am, ce prost am înțeles totuși povestea la început când v-am spus că sunteți totuși fata tati? De ce am spus așa? Pentru că el a rămas mult timp după ea. Și am avut timp să depănăm amintiri. Și dar am avut timp să-l cunosc altfel. Și să-l iertați? L-am iertat în momentul în care am avut copii și eu. Și în momentul în care am simțit că mai bine renunț la un concediu și le dau la o școală, chiar dacă asta înseamnă să dau mai mulți bani pe meditații, pe instrument, pe... Eu n-am fost, de exemplu, n-am văzut marea decât odată că am lucrat la, în clasa a 10-a, la final de clasa a 10-a am făcut practică pe litoral, asta în restaurant, dar nu să fac plajă sau nu. Și am mai văzut marea când deja o aveam pe cea de-a doua. Nu. Am văzut marea când avea Delia vreo 3-4 anișori prima dată. Aș vrea să înțeleg perspectiva tatălui. El înainte să plece și-a învățat lecția? Ați înțeles dumneavoastră, ați făcut pace? Ați înțeles de ce mama și-a irosit viața din pricina lui? Nu cred că a înțeles. Din păcate n-a înțeles, pentru că treaba cu alcoolul a durat până în ultima clipă. Deci, nu făcea rău. În ultima perioadă nu mai făcea rău. Dar probabil că lipsa mamei, deși el locuia cu fratele meu și cu cumnata în același apartament, totuși lipsa mamei l-a făcut depresiv, l-a făcut... nu știu cum să spun, cred că prea puțin îi păsa de viață, la un moment dat nu mai conta nimic. Avea o viață haotică, nu mai era, n-aveai ce să înțelegi. Eu iertasem de mult. Nu mai aveam treabă cu asta. Dar, din păcate, nu mai aveai ce să-l întrebi, bă, da, știi, ți-aduce aminte? Nu, no, făceam cea mai mare prostie, dacă ziceam așa ceva. Ați preferat doar... Erau ai mei și cu asta basta. Să citesc în altă cheie vârsta dumneavoastră de 18 ani, când ați plecat de acasă. Eu am crezut că ați venit pur și simplu, ați vrut să veniți în București, dar văzându-vă viața acum, pare că v-ați salvat un pic din apartamentul de acolo. Da. Eu n-am plecat în București prima dată. Nu, eu am fugit. Eu am fugit de acasă pentru că după ce am terminat 10 clase, aveam două opțiuni. Fie să merg în Brașov, am făcut liceu economic. Fie să merg în Brașov, dar să stau la cămin, ceea ce mă speria groaznic, pentru că noi nu aveam bani să stau eu la cămin, da? Nu aveam mijloc de transport să vină ai mei la mine și nici nu cred că ar fi venit. Nu mă încânta ideea. Și a doua opțiune era să mă angajez, că pe vremea aia se putea. Doar că, fiind copil, eu nu știam unde trebuie să mă duc, ce trebuie să... Și am duceam la lăpătaică cu mine și am zis, uite, aș vrea să vin și eu cu ceva bănuți în casă, dar cum facem? Hai să îți găsim pe undeva. M-a dus el undeva la o... Țin minte și acum era un aprozar. Și de cum am intrat pe ușa aia, am văzut un tip masiv așa, m-a fixat cu o privire. Eram ceva mai dezvoltată decât restul copiilor de vârsta mea, pentru că făcusem atletism foarte mult timp, chiar până la final de clasa 10-a. Eram bine. Și când l-am văzut pe ăla că se uită insistent așa la mine și destul de libidinos, am făcut un pas în spate. Nu mai aveam răbdare să stea taică-mi să vorbească cu el, să... M-a zis, da, nu-mi place. A, păi cum? Trebuie să o iei de jos ca să știi ce înseamnă muncă. Da, dar nu aici. El n-a înțeles de ce. Am mai lungit-o cu ăla ca să-l atragă și să stăm mai mult pe acolo. A pus o țuică pe masă.
Și taica mea când a văzut uica, tata acolo și a descântat-o. M-am retras, m-am dus aproape până în stradă. Eu vreau să plec, să mă duc acasă, să... Păi dai că vin și eu. Păi, nu, că tu stai cu țuica în nas 7 ani. Nu, măi, mi-a luat autobuz și m-am dus acasă. Ei, dacă am văzut că n-am pe cine să mă... Nu că n-am pe cine să mă bazez, atâta putea el. Ăsta era nivelul. Da. Și am zis, hai că mi-au soarta în mâini și într-o zi am furat din buzunar 300 de albaștri. Nu știu dacă e prins. Nu e prins. Nu e prins, ești micuț. Am luat 300 de lei, cum ar veni 3 milioane. 3 milioane. Da. 300 de lei. Da. Tot 300, de fapt. Da. Și aia tot albaștri, da, sunt. Tot albaștri, da. I-am luat din aia. Era o sumă fantastică pentru vremea aia. Era jumătate dintr-un salariu. Mă rog, ăla care l-aveau ei. Și am zis, mă duc la unchiul meu care lucra... undeva la o de asta de era șef de ceva la vie, la vinificație. Și am stat pe acolo ce am stat, am zis, uite, n-ai putea să mă angajezi și pe mine, că uite așa, așa, așa. Nu că mă cer cu tactul, du-te acasă. Nu că nu vreau să am scandal cu el, că da. Bine. Eu aveam un prieten din prin clasa 8-a, prieten. Ne scriam. Asta era... Lumea pe vremea aceea, da, scria scrisori. Scrisorile. Nu existau telefoane. Exact. Scria scrisori. Și care pentru tinerii care se uită pe YouTube. Cu ai mei, cu părinții mei. Deci cumva avea o încredere, chiar era de încredere. Era pe vremea aia, când îți cunoșteai vecinii, așa... Era ca o familie. Mergeai, da. Da. Și zic, mă duc la prietenul meu la București și o-i vedea eu ce-i face. Și am plecat la București. Nici de cum să-mi fac de cap sau... Eu am plecat să-mi fac ce-i face, să muncesc, să-mi câștig și o bănuții. Un rost. Aia a fost evadarea, marea mea evadare. Fără ca familia să știe. Nu, m-au căutat vreo 2 săptămâni. Cu dat la poliție, la miliție? Nu, 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 nu. Au, cred că... Cred totuși că unchiul meu, deși nu l-am întrebat, ulterior i-a sunat și le-a spus. Și le-a spus de planul noastră. De planul de București nu știau. A fost aici, a stat pe la noi, nu știu, 3 zile, 4 zile, nu știu cât am stat pe acolo, dar simțeam că pierd timpul. Și veniți în București. Vin în București la prietenul meu, dar atunci erai condiționat de buletinul de București ca să te angajezi în București. Era foarte greu. Și am zis, n-am nici aici nicio șansă. Deci vreau să muncesc. Nu. Păi, și ce fac atunci? Ce faci? Așa am zis, ne mărităm. Ne mărităm? Așa m-am și măritat. Deci am venit în aprilie, mai. Nu, în aprilie am venit. În mai, iunie eram gata măritată. Atunci au venit ei la mine și ai mei părinții. Și au văzut unde stăm. Era oarecum ok, doar că na, a fost șocul mare pentru ei. Le-a trebuit ceva vreme să se împace cu gândul. Să asimileze informația. Da, da. Câți ani aveți? Da. Păi am făcut 18 noiembrie, 19 ani. 19 ani aveți deja. Plecasem pe 19 ani. Deci erați deja majoră. Eram, da. N-am făcut niciun pas înainte. Deci tot ce știam eu de la viață este că după ce îi face 18 ani, o să fac și o să dreg și o să... Că atunci eu sunt... Și v-ați măritat. Asta da. A fost tot ce ați făcut. Da, bine și e mare. V-ați măritat. Da. Practic, toată povestea noastră de viață e că ați făcut 2 copii. Da. Și ați avut o căsnicie, da, de foarte mulți ani, da, cât să fie 20? N-au fost prea mulți, pentru că, adică n-au fost prea mulți cu acte. Cu acte. Cu bărbatul cu care, de fapt, ați început, da, pentru un simplu buletin. Da. Aș vrea să întreb într-o altă perspectivă. De-a lungul vieții a apărut și dragostea? Ne iubeam atunci, dar nu știam... Pentru noi aia era dragostea, faptul că ne scriam, că ne gândeam unul la celălalt, nici el nu și-a făcut pe nimeni, nici eu între timp, deci
Era o altfel de dragoste, vreți să-mi spuneți? Nu știu. Dacă mă întrebi acum, uite că mi-ai dat temă de gândire. Eu știam că mă gândesc la el, că atâta, doar ce apucase să ne pupăm o dată și 3 ani l-am așteptat. Și a mai venit el, dacă nu mă înșel o dată sau de 2 ori la Ploiești, dar tot așa ne-am plimbat pe bulevard și cam aia era, dar eu aveam prieteni. Știi? Era clasica întrebare, dar voi n-ați prins. Cum vă aveți? Vrei să fii prietena mea? Și dacă spuneai da? Da, era pe ca viață. Și da. Așa era atunci. Și băieții nu erau foarte îndrăzneți. Nu te deranjau foarte mult, nu? Doamna Matache, a fost greu începutul în București? A fost greu, dar aveam entuziasm și aveam dorința aia de a reuși. Avem această oglindă. Recreăm primul loc în care ați stat. Da. Unde era, în București? A fost foarte idilic. Era o vilă foarte frumoasă pe vis-a-vis de primăria, de turnul primăriei de la, Doamne, cum îi zice? Banu Manta. Da. O zonă foarte frumoasă. De aici mergeam foarte des în parc, în Herăstrău. Pentru mine era ceva nemaipomenit. Bun. E adevărat că munca era grea, dar eram atât de încântată. Atât de pe picioarele mele, atât de... Independentă? Da. Ce munceați? Prima dată am muncit la Bucurobor, la o braserie. Și soțul? El era optician. Și averea când veneați acasă, care era? Erau ceva bănuți. Erau bănuți. Plus, ulterior a venit Delia. Deci ne legau, ne închegasem. Ca familie? Da. Ne închegasem bine, bine. Deci vă vedeați viitorul împreună? Da, da. La un punct se întâmplă ceva în viața dumneavoastră. Da. Și nu e ceea ce vă gândiți că vă întreb. Vă găsiți vocea? La un punct n-am găsit-o eu. Eu știam că am voce de mică. Eu eram... Și cine v-a ascultat? Eu am cântat în permanență. Nici nu-mi păsa cine mă ascultă, că cântam pentru mine, nu pentru cineva. Înțelegi? Dar în copilărie, tatăl meu a ținut neapărat să-mi cumpere el un acordeon pentru că el iubea foarte tare instrumentul ăsta. El nu știa să cânte, era total afon. Dar a vrut el ca eu să fiu, pentru că eu cântam în permanent, nu știu, că eram în baie, că eram în bucătărie, eu eram toată un cântec. Și a zis, mă, tată, dacă crezi că ți-ar plăcea să cânți, eu, pe moment, am zis da. Uite, îți cumpăr, așa fac rate și îți cumpăr un acordeon. Am fost foarte încântată când am auzit. Mamă, să strângi atâția bani, să faci așa investiție pentru mine? Și ce, un instrument? Am pupat acordeonul ăla, eram în stare să dorm cu el în pat. Așa mi-a plăcut în copilărie. Deci, taică mi-a fost care... V-a deschis. A vrut calea. Prima dată. Deci și-a dorit foarte tare. Și-a dorit foarte tare. Mă punea, mai venea cu țuica în nas. Să-i cântați ceva? Și îi cântam o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar uneori mă trezea din somn. Când venea el cu chef, mă trezea din somn. Hai, bă, tată, cântă și mie pe ăla. Și cântam cine, Cucule, pasăresură. Ca să scap de el și să mă înjure și să mă duc să mă culc. Deci prima a fost taică-miu care mi-a auzit vocea. Ulterior, soțul a zis, băi, e păcat să irosești, tu ai un talent pe care nu e bine să-l irosești. Nu crezi că ar fi bine? A, da, dacă ies și niște bani, între timp mă angajasem, eram contabilă. Și erau bănuți. Dar mi-a zis el, uite, eu am colegii mei care câștigă foarte bine pe la nunți. Nu vrei să încerci? Uite, te prezint eu colegilor mei care se duc și nu știu ce. Păi, hai să încerc. Nu știam eu foarte multe cântece, dar eram tare mândră de mine. Da. Eram și, arătam și bine. Hai la prima nuntă, direct. Păi, ce să te duci la prima nuntă? Știam 3-4 cântece bine, bine, restul le amețeam.
dar păcăleam cu fizicul. și cu tupeu. Și ăștia au zis, bă, tata, trebuie să, știi că trebuie să mai și repet, să mai înveți, să nu știu ce e un gândul meu. E, ați venit voi să spuneți mie ce trebuie să fac. E, lasă că știu eu ce trebuie să fac. Dacă au văzut că n-au cu cine să nu mă lăsam eu cu una, cu două, să zic ca ei, m-au lăsat în pace, auzi, fă ce vrei tu, că dacă ne ies banii, îi împărțim și aia e. Deci, cea de-a doua persoană care m-a încurajat a fost el. Soțul? Da. Înțeleg că la un moment dat în viața dumneavoastră totuși ajungeți să trăiți din asta, renunțați la meseria pe care o aveți. Ajungeți să câștigați bine din asta, să trăiți din asta, muzica să fie parte din familia dumneavoastră, e important pentru că e parte din educația copiilor. Da. În altă parte vreau să ajung. V-a luat ceva muzica asta? Faptul că trebuia să plecați? Da. Faptul că trebuia să fiți mereu în altă parte? Da. Faptul că o aveați pe Delia? Nu i-ați dat ei ceva? Ce v-au luat alții? Nu, Delia s-a bucurat de toată atenția mea, de toată... Am însoțit-o peste tot, până și când mergea la concerte, când nu avea mașină, făceam și pe șoferul și pe însoțitorul de bord și orice. Nu, cu Delia a fost ok. Da? Mai greu a fost cu Ana. Cu Ana pentru că deja la 2-3 anișori eu am plecat în Germania într-un contract. După aia, următorul an, iar am plecat tot în Germania în alt contract. Și cumva a fost... am lipsit mult din viața ei. Delia crescuse și mă suplinea cu brio. Deci Delia a avut grijă de mine. Delia, da. Delia cred că a ținut-o de mână să meargă. Cred că primii pași cu Delia i-a făcut. Da. M-a suplinit foarte, foarte bine. Atât. Asta mi-a luat. Anii de copilărie a Ioanei. V-a reproșat vreodată Delia că ați lăsat-o cu Oana? Nu, Delia nu. Dar Oana? Nu, Delia era încântată, care o surioară. Mai m-a bat un pic de la discuție. Eu am făcut al doilea copil, pentru că Delia începuse școala și studia foarte mult în casă. Ea n-avea cum să meargă la copii afară. Și la un moment dat, stând la geam așa, cu flautul, stătea la geam, că atunci era, încă făcea pianul. Și eu când, eu nu mai mă joc și eu cu copiii afară, măcar n-am și eu un frate sau o soră. Dar a zis-o așa din adâncul sufletului, știi, și zic, bă, ce egoistă sunt eu. Mă gândesc la să-mi fie numai bie. Are dreptate copilul. Ia să mai fac eu un copil. Și după Revoluție... Ați mai făcut unul. Am zis, domne, se găsesc de toate, nu mai e greu, nu mai... Hai să lăsăm pe ăsta. Ăsta e raționamentul diferenței de vârstă între fete de 10 ani. Da. Inițial n-ați mai vrut? N-am mai vrut, nu. Și apoi pentru Delia ați făcut al doilea copil? Da. Pentru ea și doar pentru ea? Da, pentru că mi-a rămas oftatul ăla al ei când a zis, of, n-am și eu nici frate, nici soră, să mă țin în casă doar să studiez. Dar asta cu studiatul e foarte important. I-ați impus ei, i-ați impus de ei să studieze, să ajungă cineva? A fost dorința dumneavoastră? A fost dorința ei să studieze, să ajungă cineva? E o linie acolo. A fost nu forțată, a fost împinsă din familie? Că era talentată, era foarte clar. Deci asta am văzut-o de la 3 anișori. Știam că e super talentată pentru că exact ce spuneam de mine. Eu eram tot un cântec unde mă duceai. Ce auzeam, repetam. Nu era, n-aveam, nu distonam. Nu, tot era ok. Așa era și ea. Și ce să fac eu cu copilul ăsta? Era încă la grădiniță. Nu merge decât artistă. Că nu se poate altceva. Una că mi-e ușor, mie, fiind în branșă, mi-e ușor să o duc. Gestionați. Da. Pe de altă parte, crescând, mi-am dat seama că se impune chestia asta. Da, nu, e clar că acolo trebuie să meargă. Și
Inițial am zis, dăm examenul. Dacă nu intri la examenul de început, nici n-are rost. Te duc la o școală normală și aia e, că era mai ușor, era în cartier, școală lângă blocul meu. Păi nici n-a fost nevoie să o testeze prea mult. Din două, trei bătăi ca ritm și două, trei intervale, a, gata, e admisă. Și erau mulți copii atunci. Erau mulți copii de lăutari în liceul ăsta. Și m-am uitat eu un pic așa, mi se părea că sunt prea mulți romi, prea așa, dar zic, până la urmă asta e muzica lor. N-ai ce să le iei, că ăștia te dau la o parte de oriunde. Și mi se părea normal. E, zic, dacă faci așa mea față, e ok. Da, a fost extraordinar, din prima. Și am zis, bă, înseamnă că am făcut alegerea bună. În primă fază, cu studiu. E foarte greu. Pentru că să stai să clămpănești pianul la câteva ore nu e plăcut nici pentru tine care te chinui să... Nici pentru cei care stau în casă. Exact. Dar ce să faci? Orice început e greu. Deci ați forțat-o un pic. Păi altfel cum să faci? Că nu, ea n-avea de unde să știe pian. N-avea cum. Atât a fost. Asta am înțeles eu că a fost greu pentru ea. Începutul, după care... Am citit o declarație a dumneavoastră într-un interviu referitor, îmi spuneați că v-a luat ceva cântatul. Mai spuneați ceva. Că ați fost o altfel de mamă pentru Oana. Da, așa e. După comunism ați învățat odată cu toată țara să fiți mai liberă. Da. V-ați deschis la minte. Da. Spuneați dumneavoastră că e lucru pe care vi-l reproșează și Delia. Da. Că nu i-ați dat nicio palmă Oanei. Da. Și că ați învățat după 90 lecția răbdării. Exact. Și că dacă priviți acum înapoi, ceea ce vă reproșați ca mamă, e că nu ați învățat nici acasă ca și copil. Da. Nici Ceaușescu nu v-a permis să fiți răbdătoare. Da, nici nu știam, nu că nu mi-a permis. Acum, pe bune, trebuia să ne permită cineva că nu știa. Până la urmă, ce vedeai în familie, asta face... ăla e modelul, n-ai cum altfel. Nu știu, trebuie să fii vreo altceva, nu om. Și eu și credeam că trebuie să fii. Ca părinte, dădeai una și scăpai de cicăleală. Așa a fost la mine. Nu știu, poate ori fi fost altfel. Dar la mine n-avea nimeni răbdare să stai, te iubesc, te nu știu ce, de drăgăleală. N-aveam timp. N-aveam timp, plecam noaptea, veneam noaptea. Am o perspectivă nouă. Am o mamă care a încercat să se modernizeze. Aveți nepoți. Am perspectiva asta nouă. Am avut foarte mulți copii care au devenit artiști după 90 și am avut aici invitați. Și mulți i-am auzit repetând chestia asta. Am avut părinți înainte de 90, după 90, care nu ne-au spus că ne iubesc. Nu știam așa ceva. Și am pus viața asta să vă întreb pe dumneavoastră, de ce părinții atunci nu făceau asta? Pentru că nu aveau nici ei la rândul lor. Stai puțin. Mai eu mă refer la noi ăștia care plecam de jos. Nu știu cum eram familiile astea mai înstărite. Eu vorbesc de marea pătură de părinți, ca și ai mei, ca și... Păi, taică mi-a crescut cu biciu. Tata lui a fost cioban. Avea oi. L-a educat cu biciu. Da? Ce iubire! Avea 7 frați. Toți golani. Nu știu ce iubire să... Așa. Ce să spună tasul că îl iubește? N-ai să vezi. Mama, adică bunica mea, și eu de când m-am născut, țin minte că era bătrână înainte de a fi bătrână. Deci când am cunoscut-o eu era bătrână, deși n-avea, nu știu, decât vreo 50 și un pic de ani. Dar a trăit 100 și ceva de ani. Dar tot bătrână. Adică arăta ca atunci când o știu eu, când am deschis ochii pe ea. Era toată ziua cu oalele, cu... aveau de argăsit piei din alea. Era multă treabă de făcut. Nu aveau timp de drăgăleală. Nu aveau timp de... Nu. Mama. Mama a crescut fără mamă de la nu știu câți ani.
avea un tată bătrân și pe el l-am cunoscut tot așa bătrân, deși a trăit foarte mulți ani. L-am cunoscut bătrân, a murit cum îl știam. Deci, cine să te... să spună te iubesc, te... au fost mânați de viață, hai să facem și pe aia, hai să trăim, hai să adunăm, hai să strângem, hai să... Nici dumneavoastră nu ați avut timp, nu-i așa? Eu am fost cumva privilegiată, nu în sensul ăsta. În clasa a patra a venit un antrenor în școală și aduna copii pentru atletism. Eu din clasa a patra am făcut sport până între a zecea. Eram mai mult plecată. Eu mă duceam la școală în vizită și ca să-mi dau și eu examenele alea de sfârșit de an, să pot să trec. Și atunci îmi dădeau acolo o notă, mai mult așa, cu indulgență, să pot să mă duc mai departe, pentru că eram foarte bună la sport. Eu pe sport, pe muzică, am stabil. Pe matematică, învățam exercițiile cu punct, cu virgulă, cu ecuații, cu așa, le învățam pe de rost, fotografiam, ca să pot să mă duc să scriu acolo ceva, să-mi dea 5. Din exterior e foarte simplu să judeci viața unui om, să-i judeci acțiunile. Când vorbeați de faptul că nu ați avut timp, nici dumneavoastră, ați devenit mamă singură. Da. Oricât ai căuta o perspectivă pozitivă a ceea ce vi s-a întâmplat, rămâne povestea. Soțul pe care l-ați cunoscut la 18 ani, cu care ați încercat și ați văzut perspectiva unei familii, se hotărăște brusc undeva. Ce vârstă aveați când se hotărăște să-și dedice viața Domnului? Mă știu, 30 un pic. Deci după 10, 15 ani, da. După 15 ani. Mereu m-am întrebat altceva, până la urmă e povestea dânsului. Eu caut perspectiva dumneavoastră. A fost ceva înainte? A fost un declic? S-a întâmplat ceva în familia dumneavoastră care să-l fi dus pe el la o asemenea decizie? Da. A fost, deci, imediat după 90, am zis, hai să facem și noi, că veneau bănuți din toate părțile și zic, să investim banii ăștia în ceva, să facem altceva. Ne-am deschis o firmă, mă rog, am luat-o cu greu, cu tarabă, cu plecat la turci și bișniță și nu știu ce și nu știu cum. Ei, la un moment dat toate s-au blocat. Rând pe rând dădeam kix în toate. Eu, din partea asta cu nunțile și ce aveam eu, era bine. Dar el nu mai putea să meargă. Întâlnea tot felul de oameni cu care se asocia și nu îi voiau binele. Și cred că un pic s-a deprimat. Cred. Deci, au fost lucrurile foarte negre pentru el. Și probabil că și-a găsit alinarea în biserică. Dar v-a spus de nu, plan? Nu, bănuiam eu. Dar pur și simplu a plecat? Nu. Mulți ani a fost în pelerinaje. A, deci a fost un proces. Da, el și-a căutat cumva explicații. Avea nevoie de lecțiile astea. Și de liniște, să se liniștească. Exact. Dar perspectiva dumneavoastră, când simți că, probabil că simți că pierzi partenerul, ce faci? Era viața atât de agitată, încât n-aveam răbdare. Nu aveți? Nu, dimpotrivă l-am și repezit. Nu-mi plăcea să bat pasul pe loc. Eu sunt o fire nebună. De multe ori încep ceva și după aia renunț, nu mai am răbdare, caut ceva, nici eu nu știu ce caut și dacă nu-mi iese, iar mă zbârlesc, mă revolt, mă lupt, dar de multe ori, nu pot să stau liniștită. Și am. Nu, eu l-am repezit. Dar întorcându-ne în punctul ăla și la cuvântul ăsta care pare să vă definească și nu, răbdare. Da, n-am. N-aveți. N-am. Dacă ați fi avut atunci puțină răbdare, puțin mai multă răbdare, da, da. L-ați fi salvat? Cred că da. Regretați că n-ați avut răbdare? Nu știu dacă regret, pentru că, vezi tu, eu am și o teorie. Care e aia? Trebuie să mergi înainte
indiferent ce ar fi. Nu, și revin la ce spuneam. Eu, având pe mama model, am zis, eu nu stau, domne, să stau să repar cocoșații. Asta era replica mea. Stau acum să îndrept cocoșații. Cine vrea să meargă înainte, bine. Cine nu, la revedere. Deci aici ne întoarcem la povestea mamei, unde vă despărțiți. Da, și nu sunteți fata mamei, sunteți fata tatălui. Da. Și acționați ca el, nu ca mama. Vezi tu, acum mă duc în urmă, mă uit la mine și mă văd mai mult bărbat decât femeie. Și am zis, de unde mi se trage? Și de unde vi se trage? Din dorința de a nu fi supărată ca mama. E, nu știu dacă a fost bine, dacă a fost rău, habar n-am. Cert este că așa am simțit eu și am zis, și dacă cad, mă julesc în genunchi și tot plec mai departe. Când ridici un zid din ăsta de protecție, cred că ca să nu ajungi ca mama, cred că da. Există un risc în toată povestea. Oh, da. Să ajungi la destinație. Eu și ei. Tot nefericit. Da. La fel ca mama. Da, sunt conștientă de asta. Da. Dar vă asumați riscul. Păi n-am ce face, dacă așa mi-e în sânge. Am, știi, momente când cad pe gânduri și zic, bă, dar poate că ar trebui să... Mă las. Da. Pe de altă parte, și trebuie că am înnebunit. Eu trebuie să fac ce mi-am propus. Eu trebuie să mă duc înainte. Trebuie să... E o păcăleală până la urmă, dar... Asta și când v-ați văzut singură cu doi copii? Nu mi-a fost greu. Copiii erau mari. Copiii erau măricei. Noi ne-am despărțit în acte, dar am stat în continuare în casă. Da. N-am... Telia era măricică, Oana și ea era măricică. Măricică, nemăricică. Copiii sunt copii. Probabil că discuția despre ce se întâmplă cu tata, tot cu dumneavoastră a trebuit să o aibă. Nu. Nu v-au întrebat niciodată? Nu. N-ați simțit că... Nu, pentru că eu eram aia care împingea căruța și... Voiam să se întâmple lucruri și cumva luasem și biciul și îl pusesem pe ele. Haideți, că nu, eu intram în cameră la ele dimineața să le scol cu mângâiatul. În 2 minute, dacă nu sunteți gata, pun cana de apă pe voi. De soluția a fost să deveniți o mână de fier? Să devin bărbat. Să devin și bărbat nu în este cal. Flatant pentru mine, dar asta am fost. Nu a stat? N-ați făcut o tragedie din asta? Nu. N-ați făcut un caz? Oh, el s-a dus pur și simplu? Da, așa sunt în general. Ce a fost să plece, să plece. Ce rămâne, să rămână. Dar el a păstrat legătura cu copiii? Da, 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 da. Asta a fost important? Da, da, da. Asta a fost esențial. În permanență. Nu s-a întâmplat să... Nu, nu, nu. A... Citindu-vă documentarea, un alt lucru este la iveală despre dumneavoastră și vreau să-l înțeleg ca să putem să vă conturăm portretul cu adevărat. An după ce fostul soț pleacă la mănăstire, se duce pe Athos, se călugărește, trece prin probleme reale de sănătate foarte grave. Da. Persoana care îl oblojește și îl pune pe picioare nu e nimeni alta decât dumneavoastră. Întrebare. Și mi se pare normal, eu nu știu, toată lumea pune aceeași întrebare, dar mie mi se pare atât de normal și atât de natural. Dar de ce credeți că vă pune toată lumea aceeași întrebare? Nu-mi dau seama. Probabil că ei n-ar proceda așa, nu știu. De asta? Probabil, nu știu. De ce ați făcut-o? Păi, nu mă întreba că nu știu, așa am nu știu, dacă e un om bolnav, îl lași să moară. Sinceritate vă întreb, de ce ați făcut-o? Nu știu, așa a venit, așa mi-a venit, natural. Era un om bolnav. Cine să aibă grijă de el? Cine? Nu are pe nimeni în București. Ai lui s-au dus? Întrebarea e alta. Că dincolo de... Ce vreau eu să arăt oamenilor e că dincolo de armura asta de fier există undeva... Am și de la mama. Am și de la mama. Adică ea a tăcut și a făcut acolo ce i s-a cerut. Poate nu i-a făcut plăcere, poate că nu știu ce, dar sufletistă a fost. Că, na. Mi se pare că și în cazul ăsta ați tăcut și ați făcut. Că
da, cam așa. Adică, ați fost un pic mama. Da, da. Mă duc, uite așa, când la unul, când la altul. Iau de la amândoi câte ceva. Păi ce, până la urmă nu s-o cută de la amândoi? E clar că sunteți fata lor. Da. Acum, în continuare, stați în același apartament? Da. Pentru că mi se pare anormal să stau acum, să zic, știi, trebuie să mă mut, nu știu unde, să facem niște cheltuieli inutile, fiindcă, la urma urmei, tot trebuie să vin să-i întind o mână de ajutor și la gătit, și la aia, și la aia, și să lași un om, nu știu, nu știu cum să spun. Dar da, unora li se pare aiurea, mie mi se pare firesc. Dacă privești acum povestea toată, așa cum am privit-o noi în oglindă, și privești povestea a doi copii care au început să corespondeze la 14 ani, da, prin scrisoare, și au fost mai întâi prieteni, da, probabil că poți să înțelegi că au grijă de ei și la 62 de ani. Așa. Da. Poți să o înțelegi? Da. Cred. Cred că așa vă puteți defini, nu? Ca doi prieteni vechi din copilărie. Exact așa văd eu lucrurile. Deci nu știu de ce altora li se pare ciudat. Să uit așa, ce aveți? Mi se pare că așa și trebuia să fie. Nu știu. S-ar putea să mă întrebe așa, dacă ție ți se întâmpla. Dacă el avea grijă dumneavoastră? Nu știu. Nu știu. Mă gândesc că el fiind bărbat, poate nu se pricepe. Că și el la rândul lui are tot acea educație unde mângâia copilul, se mângâia copilul doar în somn. E, dacă mai există undeva dragostea. Eu nu știu cum... Oamenii asta vor să întreb. Cred că e prea pretențios să spui dragoste. Sau... grijă aia față de aproapele tău. Nu știu ce să zic. N-aș putea să o denumesc sau eu. Zic altfel. La mine dragoste sună a erotism. Ok. N-are legătură cu asta. S-ar putea să... uite cum mi-a venit ideea. S-ar putea să fie încă rămășița aia din mine ca femeie care odată plecând copiii trebuie să o reverse asupra cuiva. Și cred că a rămas el în locul copiilor. Eu așa văd lucrurile. Știi? Cred. Cred asta. Un lucru. Îmi exersez și eu instinctul matern având grijă de cineva. Să știi că mi-a venit ideea la un moment dat să iau un copil să-l de la orfelinat sau să-l cresc, pentru că simțeam la un moment dat, simțeam lipsa copiilor mei. Înțelegi? Adică să-i văd eu mici așa, să-i miros, să-i... mi-ar fi drag. Adică simțiți că aveți acolo foarte, da, multă dragoste care, mm-hmm, merită încă dată. Exact. Și întâmplarea face că și am foarte multe persoane în jurul meu care au făcut lucrul ăsta și sunt... chiar le văd pe mamele alea foarte întinerite și foarte actuale și foarte... știi? Și de ce nu faci? Mi-a dat poftă. Nu știu, acum am nepoți, am... Apropo de nepoți și apropo de fete, e singurul lucru care vă întreb. Vorbeați mai devreme de divorț și de mama care n-a perceput vreodată divorțul. La un moment dat, fiica cea mică a divorțat. A fost un mare festival în toată presa, da, despre faptul că ea a divorțat. Toată lumea v-a căutat, toată lumea v-a citat, toată lumea v-a urmărit Facebook-ul mai ceva ca pe Elon Musk. Atunci erați absolut șocată și contrariată, da, că fata dumneavoastră lasă un băiat bun. Și atunci am văzut-o pe mama, care la fel a fost contrariată și șocată. Că dumneavoastră ați exact divorțat. Exact, m-am văzut în ipostaza în care a fost mama. Acum văd altfel lucrurile, dar atunci așa am priceput. Erați mama, da, când scriați. Da. Da. Stăteam, în primele zile eram foarte spumoasă. Dar ce v-a șocat atât de
așteptam. Pentru că eu îi știam bine. Eu care am stat cu ei în casă atâta vreme de i-am crescut pe amândoi copii, n-am văzut nimic ne la loc, nu. Nu știu ce să zic. Acum probabil că are și ea motivele ei, nu, chiar nu știu ce să mai zic. Dar dacă ea îmi seamănă mie și o văd că îmi seamănă, n-o să-mi spună nici de acum în 2000 de ani. Cum nici eu nu i-am spus lui mama nimic. Asta voiam. De fapt, ce v-a șocat în zilele alea 2-3 a fost altceva? A fost că nu v-a spus că nu e bine? Da, și prea mult a fost dedus. Nu știam, eram din toate părțile năucită de... V-ați simțit spectator? Veneau ideile ca avioanele în capul meu și eu nu știam pe care să-l iau. Așa eram. Era senzația aia că ați fost deconectată de la viața exact. Fiicelor? Da, da. Și aia, dar și... efectiv m-a dus și am retrăit momentul ăla de care ziceam cu mama. Eu acolo am ajuns, în punctul ăla. Și aveam impresia că trebuie să iau viața aia de la început. Păi că era ca un film în capul meu, ca un film prost. Viața pare lungă, dar e atât de scurtă. Da, e atât de scurtă, da, da, da. Și ciclic. Da. Relația acum cu fetele? Acum mulțumesc lui Dumnezeu că m-am deschis la minte și am învățat să nu mă mai bag. Am învățat să le iau ca pe orice adult. Treaba voastră cum vă conduceți viața, voi le faceți, voi le trageți. Nu v-am întrebat... Dacă pot să vă ajut, vă ajut. Dacă nu... Am ajuns la final de interviu și nu v-am întrebat nicio secundă dacă vă e greu totuși să fiți mama Deliei. Nu, mie îmi place. Vă place? Acum sunt taică-mea. Îmi crește inima. Apropo de asta, am o chestie foarte drăguță. O, Doamne, cum iau de la ei, de la amândoi. Când mi-am luat mașină, m-am dus la ai mei. Și nu se poate parca mașina pe alee, fiind între blocuri, e locul destul de strâmt. Eu, nefiind experimentată, nu am putut să trag mașina acolo. Am preferat să merg pe jos vreo 500 de metri până la... Știi că care e fălos, era fălos așa. Tată, cine ai tras și tu mașina aici? Să vadă și la noi că a venit cineva care și-a luat mașină, care să mă dau și eu mare cu tine. Când a venit Delia, când a ieșit de s-auzea în toate... Și atunci eram cu taraba în piață și se auzea la stația aia de acolo, din piață. Doamne, uite, așa îmi creștea inima în mine. Și venea să opresc pe toată lumea să le spun că aia e fata mea care cântă. Deci ceva... N-a fost greu, nu mi-e greu. Eu mă mândresc cu ea, cu amândouă mă mândresc. Nu e greu. Sper că v-a plăcut să stați în oglindă. Da. Da. Georgeta Băjan. Da. Alias. A rămas în urmă. Cine am atac. Vă mulțumim mult că v-ați deschis. Cum are drag. Cum are drag. Și mintea. Cum are drag. Alături de noi. Oricât de scurtă sau de lungă e viața, important e să ne schimbăm în fiecare zi. Să încercăm să ne deschidem mintea și să rămânem întotdeauna proaspeți în așteptarea viitorului. Vă mulțumesc și vouă că a stat azi în oglindă.